Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Liviu Deceanu, iar astăzi vă propun, în cadrul întâlnirii noastre săptămânale de pe TVR Cluj și TVR 3, la Forum Economic, o discuție despre siguranța alimentară, un concept extrem de important, un concept care, sigur, vizează deopotrivă consumatori și pe cei implicați în ceea ce înseamnă piața alimentelor. De asemenea, vă propun să discutăm despre produsele artizanale, produsele tradiționale, din punct de vedere alimentelor, evident, și despre principalele provocări la care sunt supuși producătorii din acest sector. Siguranța alimentară poate fi ridicată chiar și la rang de știință, vizează mânuirea, prepararea, depozitarea alimentelor cu scopul de a preveni transmiterea de boli și, în același timp, de a asigura un anumit nivel de calitate. E vorba de securitatea consumatorilor. La nivelul Uniunii Europene, acest concept este fără îndoială unul privilegiat. E vorba de etichetare, e vorba de elemente de igienă, de problematica aditivelor, a pesticidelor, dar și de tot ceea ce înseamnă comerț internațional cu produse alimentare. Practic, acest concept, securitatea alimentară, se poate împărți pe patru filoane: igienă, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și problematica contaminanților și a rezidurilor. În cele ce urmează, vă invit să urmărim un reportaj pe această temă. În Cluj-Napoca se desfășoară de câțiva ani cel mai important eveniment de networking multidisciplinar, de interacțiune și comunicare între mediul privat, cel public și cel academic. Tema ultimei întâlniri a fost legată și de alimente. Importanți producători, procesatori sau comercianți au fost prezenți la acest eveniment. Un prilej foarte bun de a pune în discuție o temă strategică, puțin abordată în spațiul public și de mare actualitate: siguranța alimentară. Producătorii din zona gastronomică, cum îmi place mie să zic, adică a produselor alimentare, sunt apreciați în piață dacă reușesc să câștige încrederea consumatorului, nu neapărat garanția dată de diferite entități. Eu spun că faza de a garanta o entitate, o instituție de management a calității sau un DSV, DSP sau alte instituții, este bună în perioada de început când nu ești cunoscut. După ce începi să fii cunoscut în domeniul tău de activitate, cel mai mult contează încrederea în tine. Se spune că cea mai bună, prin comparație oarecum, cea mai bună mașină este mașina nouă. Dar dacă poartă și un anume nume, parcă ai încredere mai mare în ea. În perioada asta nu este foarte simplu să atingem acest deziderat, pentru că este această combativitate a prețurilor materiilor prime și e o muncă foarte dificilă, foarte complexă să alergi după materii prime de calitate la un raport preț-calitate corect. Însă, finalmente, cred că despre acest lucru este vorba, în special în zona de food. Să oferi produse de calitate care generează vânzări repetate. Pentru că dacă nu-mi place un produs, evident, nu o să-l mai bag în gură până la urmă. E atât de simplu până la urmă. Și în continuare, însă, în piață sunt mulți producători care merg destul de jos, datorită conjuncturii, datorită puterii de cumpărare mai scăzute, dar trebuie să găsim un echilibru între calitate, cantitate, preț și consum, bineînțeles. Studiul realizat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor prezintă date care situează consumatorul român peste nivelul celui din Europa în ceea ce privește cultura în domeniul siguranței alimentare. Mai mult de 71% din românii chestionați s-au arătat foarte preocupați de siguranța alimentară, în timp ce la nivel european procentul este mai mic.
românii caută tot mai mult produsele autohtone, motiv pentru care și noi, ca și autoritate competentă în domeniul siguranței alimentelor, am intrat într-un proces de flexibilizare a legislației, astfel încât și mica producție să poată să intre și să aibă acces pe lanțurile de magazine în aglomerările urbane. Acest lucru nu va face rabat de la siguranța alimentelor, pentru că alimentele trebuie să fie sigure pentru consumatori și nu în ultimul rând ele trebuie să facă obiectul comerțului civilizat, astfel încât tot ce înseamnă atât produse de origine animală, cât și produse de origine non-animală să fie pe piața locală și pe piața națională. Mâncarea bună o să devină tot mai scumpă și mâncarea proastă trebuie să devină tot mai ieftină, pentru că altfel societatea nu își permite. Nu aș corela neapărat prețul sau direcția cu Horeca, ci aș coordona-o și aș consolida-o cu cadrul economic, politic. Mai nou avem și un război lângă noi care, dacă vorbim de România, ne bate la granițele ușii. Eu cred că insecuritatea în siguranță, insecuritatea în sănătate, insecuritatea politică, insecuritatea economică, toate acestea influențează zi de zi prețul alimentelor, influențează producători, influențează de la producători, influențează tot lanțul economic. La final, bineînțeles că se reflectă în farfuria clientului. Vorbim, sigur, deocamdată poate mai mult imaginativ, dar tehnica ne ajută la un alt level, un alt nivel de agricultură, unde nu se mai vorbi numai chiar de produse, de câmp și de agricultura tradițională și mâncări tradiționale, ci o să vorbim, desigur, de un alt tip de alimentație, bazată nu numai pe calitate, dar bazată în special pe un design personalizat pentru fiecare persoană. Este o schimbare enormă de paradigmă, care nu numai că schimbă și meniul zilnic, dar schimbă întregul concept de alimentație. Sigur, poate uneori ne speriem de aceste noutăți și nu vorbim aici de utilizarea insectelor sau alte produse mai ciudate, ci vorbim efectiv de niște noutăți tehnologice care nu au ca scop decât să economisească într-adevăr resursele naturale, dar mai ales să creeze o alimentație cât mai bună pentru a fi, de asemenea, cât mai funcțională. Subiectul siguranței alimentare este mult prea amplu pentru a fi lămurit în câteva minute. În ceea ce privește securitatea alimentară, România se situează pe locul 22 la nivel global, clasându-se înaintea unor țări ca Ungaria, Spania, Bulgaria și Polonia. România a obținut un punctaj maxim la capitole precum programe de siguranță alimentară sau varietatea și calitatea nutrițională a dietelor medii. Din păcate însă, țara noastră se confruntă cu mari probleme în ceea ce privește lipsa de predictibilitate a producției agricole, corupția sau lipsa strategiilor în domeniul alimentar. Vești îmbucurătoare, iată, privind situația pieței din România, însă, fără îndoială, există și riscuri, există și un climat de incertitudine generat de conjunctura economică cu care ne confruntăm, așa că e plin de provocări atunci când vorbim despre piața produselor alimentare și despre securitatea alimentară. Astăzi vom discuta acest subiect deosebit de important alături de domnul Ioan Oleleu, prin Zoom, vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Bună ziua și mulțumim mult pentru că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Salut de asemenea colegii din platou și nu în ultimul rând pe telespectatorii noastre. De asemenea, îi avem alături de noi pe domnul Călin Zanc, antreprenor, președinte al Asociației Crescătorilor de Bivol din Transilvania. Bună ziua, domnule Zanc, mulțumim!
Bună ziua tuturor și telespectatorilor dumneavoastră. Și tot prin Zoom, domnul Varga Ișvan, antreprenor din Cund, județul Mureș. Bună ziua, bună ziua, domnule Varga. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Multă sănătate tuturor participanților la discuție. Iată un subiect care, sigur, prezintă o importanță aparte și pentru consumatori. În România au apărut branduri de produse artizanale în zona alimentară, care par să fie apreciate de către consumatori, ei părând să fie tot mai educați și tot mai interesați de ceea ce înseamnă calitate, securitate alimentară. Aș vrea în acest context să vă întreb, domnule Oleleu, despre locul și rolul autorității pe care o reprezentați în acest context, cu atât mai mult cu cât România, ca și stat membru al Uniunii Europene, sigur, trebuie să se alinieze și normelor, standardelor europene în materie de alimente. Mulțumesc pentru întrebare. Dacă ar fi să definim ce înseamnă conceptul de siguranță alimentară, în sinteză, siguranța alimentară, până la urmă, înseamnă alimente sigure pentru consumator, alimente sigure pe piață. În sensul mai larg, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este autoritatea competentă la nivel național în ceea ce privește siguranța alimentelor și nu în ultimul rând suntem autoritatea statului român care girăm și pentru partea de alimente care fac obiectul schimburilor intracomunitare. În ceea ce privește siguranța alimentelor într-un sens mai larg, în centrul siguranței se află legislația, iar noi la nivel național, începând cu anul 2004, 2005, 2006, am trecut la implementarea regulamentelor Uniunii Europene, astfel că în momentul de față, tot ceea ce înseamnă partea de producție, dar și producția primară, avem implementate în teritoriu regulamentele Uniunii Europene prin ordine specifice pe tot segmentul de la furcă la furculiță. Sigur, este un proces care trebuie să răspundă prin specialiștii pe care instituția noastră îi are, este un proces care este în continuă schimbare, e nevoie să facem față provocărilor și nu în ultimul rând noilor tehnologii sau noilor alimente care urmează într-o anumită perspectivă să facă obiectul punerii pe piață. La nivel național, lucrurile în momentul de față, din punct de vedere al siguranței alimentelor, noi spunem, așa și cum studiul pe care dumneavoastră l-ați prezentat, noi spunem că arată destul de bine, cu toate acestea e nevoie să modificăm în permanență, să ne adaptăm noilor tendințe. Referitor la mica producție la care dumneavoastră făceați referire, da, este un trend în momentul de față la nivel național, tot mai mulți consumatori se îndreaptă spre alimente procesate în unități de capacitate mică, unități locale. Și din acest punct de vedere am sesizat o deschidere foarte importantă chiar din partea marilor lanțuri comerciale, astfel încât au o disponibilitate crescută de a pune pe piață produse care sunt procesate în cantități mici. În ultimul rând, aș dori să fac o apreciere vis-a-vis de istoricul în ceea ce privește implementarea normelor de siguranță a alimentelor la nivel național. În momentul de față, datorită eforturilor pe care le-au făcut agenții economici din domeniu, foarte multe obiective în prezent îndeplinesc cerințele
generale și specifice, astfel încât din foarte multe unități se pot face schimburi cu produse la nivel european și nu în ultimul rând se fac exporturi în țări, în țări terțe. Pentru zona de procesare mică, suntem într-un proces de evaluare a legislației în sensul flexibilizării unor condiții generale și specifice de funcționare pentru anumite unități, fără a face rabat de la normele de siguranță. Și aici un factor foarte important, o verigă importantă în siguranța alimentelor, este capacitatea analitică pe care direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene o au în momentul de față. Suntem în poziția de a gira tot ceea ce înseamnă acest aspect de siguranță alimentelor la nivel național. De altfel, un parametru foarte important pe care noi îl avem în monitorizare din acest punct de vedere este numărul toxinfecțiilor alimentare, care de la an la an s-au redus semnificativ și acest lucru ne spune nouă, pe de o parte, implementarea normelor în vigoare în unitățile de producție și, nu în ultimul rând, eficiența controlelor și verificărilor care se fac în permanență. Ați anticipat, domnule Oleleu, întrebarea pe care doream să vă pun, dacă evoluția recentă privind rechemările a fost una pozitivă și înțeleg din ceea ce ne spuneți dumneavoastră că evoluția este una îmbucurătoare, numărul de rechemări a scăzut, înseamnă că produsele sunt de o calitate din ce în ce mai bună și aș fi dorit să vă întreb în ceea ce privește comerțul intracomunitar, pentru că autoritatea pe care o reprezentați are competențe și în ceea ce privește comerțul intracomunitar. Dacă produsele noastre, produsele românești, sunt apreciate la export, pe piața europeană mai ales? Sigur, așa cum am spus, tot mai multe produse procesate în România fac obiectul schimburilor intracomunitare. Acest trend se menține unul crescător de la an la an. Ne-am fi dorit și partea de carne să fie mai accentuată, dar datorită evoluției peștei porcine africane la nivel național, în ceea ce privește comerțul cu produse din carne, el este la o dimensiune mai redusă. În schimb, foarte multe produse pleacă din România, în special produse lactate, produse din zona non-animalului, sunt produse care fac obiectul schimburilor intracomunitare. Ne dorim ca acest procent să crească în perioada următoare, având în vedere faptul că foarte multe unități de producție de la noi au implementate normele de siguranță alimentară. Sigur, o evoluție în acest sens ar fi foarte importantă, adică exporturi de produse alimentare autohtone, cu atât mai mult cu cât România se confruntă cu un deficit comercial cronic, deci ar ajuta și balanța comercială. Domnule Zang, știu că sunteți unul dintre antreprenorii de mare importanță din zona Ardealului. Aș vrea să vă întreb care sunt pentru dumneavoastră în contextul actual provocările cele mai importante și dacă normele europene, toate aceste reglementări care trebuie respectate pentru a asigura securitatea alimentară, reprezintă oportunități sau reprezintă opreliști, frâne în dezvoltare? Sigur că foarte mult în ultimul timp, așa cum a spus și domnul vicepreședinte, am văzut o deschidere din partea autorității sanitare veterinare, cât și a marilor comercianți de pe piața din România, înspre producătorii locali și zonali. Și pentru noi aceste regulamente europene, dacă trebuie, reprezintă practic niște oportunități de a fi și de a pune la punct așa cum trebuie siguranța alimentară și tot lanțul pe care vine produsul de la
producător până la procesator și până la consumator să fie respectat, pentru că aceasta ne dă, dă mai multă încredere consumatorilor. Dacă ne uităm la consumatori, ei mai mult apreciază siguranța, după care ați văzut că este vorba despre preț în reportajul nostru, dar este foarte important ca cei care consumă produsele, producătorilor locali, producătorilor zonali, să aibă încredere în aceste produse. Și toate acestea nu se pot realiza decât printr-o respectare a acestor norme și reguli pe care le avem și care ne sunt impuse. Vis-a-vis de piața externă, putem spune că în ultimul timp din ce în ce mai mulți comercianți din extern au început să ceară produsele noastre locale, zonale, și bineînțeles că pentru acest lucru ei au nevoie și de respectarea tuturor normelor. Numai departe de săptămâna trecută, când noi am deschis un magazin la Bruxelles, în cea mai mare piață din Bruxelles, putem spune chiar din Europa, la controlele care au fost rapid făcute de către autoritățile de acolo, am fost felicitați pentru modul în care am prezentat atât produsele, cât și ceea ce scria pe eticheta produsului. Și au spus să o ținem tot așa, pentru că suntem printre cei mai serioși din acea piață cu etichetarea și cu lanțul pe siguranța alimentelor. Deci este foarte binevenită sunt foarte binevenite din punctul meu de vedere aceste norme, pentru că respectându-le noi putem fi prezenți oriunde în Europa și de ce nu chiar în lume. Domnule Zanc, ultimii ani au fost plini de provocări pentru antreprenori. În primul rând, sigur, pandemia de coronavirus cu efectele sale, apoi inflația care a continuat să crească și, sigur, reprezintă un leitmotiv, dacă doriți, al acestui an. Pe de altă parte, prețurile la energie care au avut evoluția pe care o cunoaștem, războiul din Ucraina și așa mai departe. Pentru dumneavoastră, ca antreprenori în acest sector, Cum a fost ultimii ani? A fost o perioadă dificilă sau o perioadă în care cu toate aceste probleme ați reușit să identificați oportunități? Vorbeați despre deschiderea unui magazin chiar la Bruxelles. A fost o perioadă dificilă, deoarece perioada de pandemie de 2 ani de zile ne-a blocat deschiderea acestui magazin. Dar în același timp am și consolidat afacerea cu toate greutățile și bineînțeles că este o perioadă dificilă, ținând cont de creșterea costurilor utilităților atât pentru noi, cât și pentru producătorii primari, deci materia primă. În cazul nostru laptele, în alte cazuri carnea și celelalte produse. Deci au crescut foarte mult prețurile, dar nu au crescut adaosul pe care îl practicăm noi sau ceilalți procesatori. Deci practic s-a încărcat un cost pentru consumatorul final, care a dus puțin o scădere a consumului în ultimul timp pe toate piețele. Cred că trebuie să păstrăm acest echilibru cumva. Este un pic mai greu, dar nu pot să spun că am avut o scădere a cifre de afaceri sau a vânzărilor sau a producției. Sigur, problemele au fost foarte mari pe partea de materie primă și de toate celelalte costuri indirecte pe care le avem cu producția. Mă refer aici la ambalaje, la alte adaosuri care au venit multe din zona, chiar din zona Ucrainei, dacă putem spune așa, dar faptul că au crescut prețul la toate utilitățile, aceasta a crescut și prețul produsului, costul produsului final, ceea ce duce automat la o scădere a cererii pe piață. Domnule Varga,
aceste evoluții, sigur, afectează piața, fără îndoială, avem o volatilitate ridicată a pieței. Pe de altă parte, aceste produse tradiționale, la fel ca produsele bio, sunt în general mai scumpe decât produsele clasice din hipermarketuri, produsele de masă. Aș vrea să vă întreb dacă în această perioadă ați simțit o modificare a atitudinii consumatorilor față de aceste produse sau, în pofida prețului poate ușor mai ridicat, consumatorii manifestă o apreciere tot mai sporită față de produsele artizanale. În mod interesant, aș spune că ambele variante sunt corecte. Unii consumatori, clienți apreciază tocmai faptul că cunosc proveniența produselor și sunt dispuși să depună un efort mai mare pentru a putea consuma aceste produse. Am observat că sunt unii clienți care sunt mai, cu mai multă reținere și nu mai doresc sau nu își mai permit produsele. Respectiv, tocmai din cauza că există o anume nesiguranță la modul general, își doresc aceste produse acasă la ei. Da, vi se pare că sunt implementate măsuri pentru a proteja aceste produse alimentare artizanale sau considerați că sunt lipsuri din acest punct de vedere, că ar trebui făcut mai mult pentru a promova aceste produse? Mă refer aici la autoritățile statului și sigur am să vă întreb și despre ceea ce încercați dumneavoastră să faceți pentru a promova aceste produse în contextul în care sigur puterea de cumpărare este erodată de inflație și poate consumatorii sunt mai atenți la modul în care cheltuie banii. Chiar în ultimul timp am observat o deschidere tot mai mare, cred că a fost menționat și în reportaj, o deschidere tot mai mare a lanțurilor mari de magazine către astfel de produse. Chiar la noi în zonă și chiar la Cluj am văzut că există colegi care au intrat în lanțuri, magazine la nivel local. Deci schimbarea politicii de a achiziționa produse pentru întreg lanțul de magazin la nivel național nu poate funcționa la nivel local pentru că sunt unii producători care produc foarte puțin sau în niciun caz nu produc destul ca să satisfacă cerințele unei pieți naționale. În schimb, ar putea să apară în 2-3 magazine din județ al unui lanț care are poate 20 de magazine în județ. Ideea asta de proximitate și de lanț cât mai scurt este o variantă foarte, foarte bună și sper să văd mai mult din ideea asta. Da, aș dori să punctez acest element. Sunt canale de distribuție diferite și chiar doresc să vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Varga, și pe domnul Zang, dacă vi se pare că desfacerea prin magazine proprii ar fi o oportunitate de urmat sau, din contră, contractele cu marile magazine, cu hipermarketurile și, pe de altă parte, dacă forme de organizare precum cooperativele, asociațiile reprezintă un avantaj atunci când vorbim de puterea de negociere pe care ați putea să o aveți și dacă ați făcut demersuri în acest sens. Domnule Zang. Da, în experiență proprie am deschis și eu două magazine locale, dar nu am avut, conform așteptărilor, nu au fost eficiente, motiv pentru care ultimele acțiuni ale lanților mari de magazine împreună cu Autoritatea Sanitară Veterinară și a altor organizații mi s-au părut că sunt mult mai eficiente, creindu-ne oportunitatea de a intra în aceste lanțuri la toți producătorii mici și mai puțin mari, să putem să desfacem aceste produse la nivel zonal, local sau, cum a spus domnul Varga, în proximitate 2-3 magazine, ei având deja toate lucrurile foarte bine organizate. Este mult mai simplu, creind și partea de cooperative și aceasta poate fi o oportunitate, dar din punctul meu de vedere este pe termen mai lung și efectele se văd într-un termen mult mai lung decât ceea ce avem deja și există și se poate folosi prin aceste lanțuri de magazine care, așa cum a spus domnul Varga,
sunt în ultimul timp mult mai, să spun așa, generoase și mai deschise cu noi. Aceeași întrebare vă adresez și dumneavoastră, domnule Varga. Ce tip de canale considerați că sunt mai eficiente? Și aș vrea să vă mai întreb de asemenea, care sunt principalele avantaje concurențiale ale produselor artizanale în raport cu alte, cu alte produse, sigur, concurente? Da, mi-aș da acordul cu domnul Zanc. Și eu sunt de părere că producătorul să producă dacă știe să facă producție și magazinele să vândă. Cam așa văd eu lucrul să deci fac. O concentrare pe obiectul principal de activitate, de fapt, pe ceea ce așa este. Cunoașteți cel mai așa bine, este. Pe meșteșug. Să spunem și așa, da. E foarte complicat. Pentru un producător mic să-și mențină un magazin propriu e destul de greu. Aici, dacă ar interveni ideile de cooperative, mai ales pe zona de comerț, n-ar fi o idee rea, dar iarăși probabil s-ar complica acolo lucrurile. Legat de avantajele produselor noastre, eu cred că important este faptul că clientul știe, puțin în cazul nostru, de exemplu, că noi suntem complet cu circuit închis, deci în cazul nostru atât furajele, cât și animalele, cât și materia primă și producția este din aceeași mână și ăsta este lucru pe care zic eu că îl apreciază cel mai mult clienții noștri și plus că ne cunoaștem fiecare client în parte. Deci discutăm personal cu fiecare client, ținem legătura cu fiecare client. Cred că asta contează cel mai mult. Dar înainte de a vă mulțumi, domnule Varga, pentru că știu că veți ieși mai rapid din întâlnirea noastră, aș vrea să vă întreb dacă v-ați concentrat eforturile și pe promovarea online și pe vânzările online și dacă vă gândiți să fiți prezent pe viitor chiar pe alte piețe, mă refer mai ales sigur la piața intracomunitară, la state membre ale Uniunii Europene, state vecine. Aveți o astfel de strategie de creștere? Noi am zis încă de la început foarte, foarte clar că noi nu vrem să ajungem decât pe în farfuriile românilor, pentru că există o lipsă mare și o oportunitate pentru fiecare fermier care poate și dorește să producă produse. Clienți în România există și doritori care să aibă alimente produse în România există foarte, foarte mulți. Consider că există foarte multe produse din import și chiar este nevoie de ele pentru că trebuie să avem ce mânca. Da, noi folosim foarte multe canale alternative pentru promovare, mai ales internetul care ne oferă multe posibilități. Și aici cred că s-au făcut eforturi foarte, foarte multe în ultima perioadă, mai ales în perioada pandemiei, spre a deschide canale de comunicare cu producătorii mici care înainte poate n-aveau posibilitatea. Vă mulțumim mult, domnule Varga. Între timp ni s-a alăturat și domnul Ioan Tătăran, antreprenor, președinte fondator al Asociației Producătorilor de Produse Tradiționale din Carne și Ecologice din Maramureș. Bună ziua, domnule Tătăran, și mulțumim Bună că ziua. Sunteți alături de noi. Bună ziua! Discutăm despre siguranța alimentară, dar și despre provocările la care sunt expuși producătorii autohtoni din acest sector, mă refer mai ales la produsele tradiționale și aș dori să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt, după părerea dumneavoastră, principalele provocări, principalele oportunități, dar și riscuri cu care se confruntă producătorii din acest sector în ultima perioadă. Deci principala provocare pe care o avem este vânzarea, pentru că toți știm să facem, adică, mă rog, am început să facem produse bune, problema este cu vânzarea. Însă noi am găsit și aici o soluție și suntem organizați, așa cum spuneați și dumneavoastră, avem asociații la nivel de județ, iar la nivel național avem o federație și organizăm diferite târguri în care ne vinem aceste produse. La nivel de județul Maramureș avem un târg în fiecare sfârșit de săptămână în Baia Mare, în centrul orașului. În fiecare vineri și sâmbătă, acest târg funcționează de 13 ani și funcționează foarte bine. Deja s-a făcut o legătură între producători și consumatori. Noi mergem pe ideea că cel mai bine să se facă vânzare directă, fără intermediare.
Noi nu facem oricum cantități foarte mari și atunci e mai bine ca să vindem direct, pentru că se realizează așa o legătură între producător și consumator, se poate discuta despre calitatea produselor, putem să le explicăm de ce li se pare lor, de exemplu, că sunt mai scumpe produsele tradiționale decât cele convenționale. Și asta este o modalitate de vânzare foarte bună. De asemenea, pentru promovarea produselor, organizăm în continuare simpozioane în care invităm personalități din lumea științifică, profesori universitari, cercetători, care să spună publicului auditor despre calitățile produselor tradiționale. Totodată, cu ocazia acestor simpoziane, se organizează și târguri expoziție, unde este cu degustare și unde se și vând aceste produse. Eu cred că asta ar fi soluția pentru produsele tradiționale. Domnule Oleleu, pentru că vorbim de aceste provocări cu care se confruntă producătorii, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară dispune de pârghii prin care poate ajuta în mod direct producătorii de produse tradiționale? Sigur, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor, cea mai importantă pârghie pe care o are la îndemână, în parteneriate corecte cu asociațiile de profil de la nivel național, să adapteze în permanență tot ceea ce înseamnă legislația pe anumite subiecte, astfel încât să creeze aceste oportunități, ceea ce discutam la începutul emisiunii, procesul de flexibilizare a legislației, dar fără a face rabat de la siguranța alimentelor. Și dacă suntem în momentul de față într-o fază foarte avansată cu acest proces de flexibilizare a legislației pe domeniul lapte, în perioada imediat următoare o să intervenim și pe zona preparatelor din carne, în zona unităților de capacitate mică, astfel încât aceste unități, atunci când piața sau, mai bine zis, când supermarketurile mari o să solicite, să poată să facă obiectul punerii pe raft și a produselor tradiționale. Este foarte produselor tradiționale din carne. Este foarte important ceea ce spunea domnul Tătăran, organizarea de târguri, de expoziții, promovare, vânzare și așa mai departe. Dar îmi aduc aminte de ce spunea un senator în Parlamentul României, care are implicații serioase în ceea ce privește promovarea produselor tradiționale, domnul senator Mătieș, în urmă cu câteva săptămâni vis-a-vis de vânzarea acestor produse. Cred că micii producătorii, spunea cineva din emisiune, trebuie să producă, dar foarte mulți ani au vândut aceste produse în condiții meteorologice destul de nefavorabile, vânt, ploaie, nu e ușor să faci față provocărilor din târguri. E important ca comportamentul nostru al consumatorilor să se modifice și să căutăm aceste produse în detrimentul altor produse, în special a celor care vin din alte piețe la noi în România. Cred că în momentul de față, la nivel național, există o structurare a consumatorului. E important în perioada următoare și legislația, dar și deschiderea din partea supermarketurilor, să găsim produsul din Maramureș, produsul din Cluj sau din alte zone, să le găsim în centrele cu aglomerări urbane importante. Până la urmă, volumele, trebuie să recunoaștem, volumele însemnate de produse sunt acolo, în centrele comerciale. Nu cred în impunerea unei legislații care să prevadă procente de produse care trebuie să fie
vândute într-un astfel de magazin, cred în promovarea și noi, ca și autoritate competentă în domeniu, putem să girăm în momentul de față partea de siguranță. Astfel de produse sunt produse sigure, produse salubre. Sigur, chestiunea legată de preț, pe care a spus-o și noastră în discuție, este și normal să fie un preț mai ridicat la produsele tradiționale față de produsele care au o componentă puternică de industrializare, pentru că vorbim de multă manufactură, vorbim de volume mai mici și este dată la o parte... Stați-vă, vă rog, domnul vicepreședinte, și lipsa înlocuitorilor și aditivilor alimentari, care e foarte important. Dar apropo de asta, aș fi dorit să vă întreb pe toți, stimați invitați, despre importanța unui concept. Eu l-am întâlnit și în alte țări din Uniunea Europeană, și anume denumirile de origine protejată în țara noastră. Există așa ceva? Și aceste denumiri de origine protejată au caracterul de a atesta calitatea produsului, de a o, dacă doriți, de a fi mărturie acestei calități a produsului și, sigur, să explice faptul că prețul este mai ridicat, domnule Tătăran, și apoi și domnul Oleleu, sigur. Deci există și la noi în țară produse cu denumire de origine protejată, care sunt protejate atât în România cât și în Uniunea Europeană, dar vreau să vă spun că marea masă a produselor tradiționale sunt atestate de către Ministerul Agriculturii ca și produs tradițional. Pentru aceasta să faci o documentație, să verifică și sigur că asta ne dă o garanție în plus pentru calitatea acestor produse. Faptul că avem un astfel de atestat și consumatorul este mai încrezător în a cumpăra produsele de la noi. Dar asta vreau să accentuez, faptul că li se pare multora că produsele tradiționale sunt mai scumpe, dar este doar o iluzie, pentru că noi dintr-un kilogram, de exemplu, de pulpă de porc, facem 700 de grame de cosiță de șunculiță. În condiții de sisteme convențional se face un kil și ceva. Deci este cu totul și cu totul altceva. Deci vă povestim despre altfel de produse. Ne facem produse tradiționale în care nu are aditive alimentare, nu sunt înlocuitori, sunt produse pe care le făceau și bunicii noștri. Deci avem pe de-o parte anumite costuri de fabricație mai mari din acest punct de vedere și cred că și cantitatea produsă joacă un rol important, adică cei care produc în cantitate mare vor obține economii de scară, evident. Costul unitar de producție va scădea. Și materia primă este foarte importantă. Noi, de exemplu, facem produse tradiționale din carne de mangăliță și bazna. Porcul de mangăliță și bazna are 60% grăsime și 40% carne. Crește într-un an și jumătate. Deci cu totul altceva. Da, și legat de aceste denumiri de origine protejată, domnule Oleleu, sunt multe în România. E și o curiozitate personală aceasta. Apar tot mai multe, sunt reglementate la nivel european? De la nivel național nu sunt foarte multe produse. Există în momentul de față o tendință a certificării pentru cât mai multe produse. Cred că e nevoie de o abordare mult, mult mai practică, în special din partea asociațiilor de profil, pentru a face acest lucru la nivel național. Dar, până la urmă, produsele tradiționale la nivel de România, ele sunt destul de cunoscute. E foarte important modul cum fiecare producător respectă rețeta, modul cum ce calitate oferă, pentru că este foarte simplu într-un târg de astfel de produse. Putem observa și cu ochiul liber cineva care manifestă seriozitate în ceea ce privește calitatea produselor. Stocurile se epuizează rapid, produsele sunt căutate și se poate face o diferență în ceea ce privește calitatea și modul cum sunt comercializate produsele de către micii producători în astfel de târguri. Sper să fie cât mai multe produse la nivel național.
și să ia locul produselor industrializate, care le avem atât din punct de vedere al celor de origine animală, cât și a celor de origine non-animală. Cu siguranță dezvoltarea acestor business-uri necesită și finanțare. Aș vrea să vă întreb, domnule Zanc, dacă finanțarea pentru dumneavoastră este un element de prim rang și ce părere aveți despre sursele europene, sursele naționale sau pur și simplu credeți că mai importantă și mai sigură este finanțarea din surse proprii? Păi, sigur că sursele de finanțare sunt foarte importante pentru toți din acest domeniu, pentru toți procesatorii, producătorii. Din păcate, uneori ajungem să nu avem timp să mai așteptăm după aceste fonduri și, în general, noi practic ne-am autofinanțat din surse proprii și din surse bancare. În ultimul timp au crescut foarte mult dobânzile bancare, după cum bine știți. Sigur că și proiectele europene au contribuit la mulți dintre producători și procesatori din țara noastră, au fost foarte bune, dar sunt unele lucruri care nu se prea potrivesc. De exemplu, în cazul nostru, la producția sezoniere, cum ar fi laptele de oaie, 3-4 luni, mai, iunie, iulie, august, da? Acolo nu s-a prevăzut, de exemplu, în ordonanța de urgență care s-a dat acum 154, stocurile noastre de produse din lapte de oaie sunt destul de mari pentru un an și patru luni, un an și două luni. Acest lucru, în această ordonanță, nu s-a prevăzut. Deci sunt multe lucruri vis-a-vis, de exemplu, cum a spus și colegul nostru despre producția de bazna și de ce facem acolo și noi cu laptele de bivoliță și cu bivolița, cu care avem foarte multe probleme și nu putem să o încadrăm aproape nicăieri în banii care vin de la Uniunea Europeană. Dar aici este o deficiență la nivelul legislației naționale sau la nivelul legislației europene, domnule Zanc? Că e important acest aspect. Păi, în general, noi putem spune că la nivelul legislației europene, dar la nivelul legislației europene vine tot din cauza că legislația noastră, adică cei care s-au ocupat de promovarea sau de a obține aceste fonduri de la comunitatea europeană, au omis anumite lucruri din punctul meu de vedere. Eu vorbesc acum din punct de vedere al bivolului românesc. Deci ar fi nevoie de un feedback, ar fi nevoie de un feedback din partea dumneavoastră. Asta e foarte important, feedback-ul între cei din piață și autoritățile care reglementează. Pentru că nu mai avem decât un minut la dispoziție, aș vrea să vă rog, domnilor, în final, să-mi spuneți părerea dumneavoastră despre viitorul produselor alimentare artizanale. Îl vedeți cu optimism sau, din contră, pesimist? Domnule Tătăran. Da, eu sunt optimist. Să știți că produsele tradiționale au viitor și încă mai avem de descoperit foarte multe produse tradiționale care încă nu le-am scos la iveală, ca să spun așa. Lumea este din ce în ce mai încântată de produse tradiționale, din ce în ce mai mulți oameni consumă produse tradiționale și sunt convins că în viitor este un viitor pentru produse tradiționale. Domnule Zanc, câteva cuvinte în 30 de secunde. La fel sunt și eu foarte optimist și încrezător în viitorul produselor tradiționale românești, produselor zonale sau, cum le spunem, de origine protejată și sunt convins că în viitor aceste produse vor avea un mare succes pe piața internă, în primul rând, și aici trebuie să insistăm și să le vindem cât mai multe produse românilor, dacă nu pe toate, pentru că trebuie să mâncăm și să gândim românește. Domnule Oleleu? Sigur, clar, există un trend la nivel național în ceea ce privește produsele procesate în unități de capacitate mică. Depinde foarte mult de noi, de consumator, și faptul că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor girează ca aceste produse fiind sigure, nu vedem decât o chestiune benefică în tot acest lanț. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Prin strădania producătorilor, antreprenorilor, dar evident și prin implicarea autorităților statului,
vorbim de statul național de România, dar sigur contează mult și ceea ce se întâmplă din perspectiva instituțiilor europene. Aceste produse sănătoase pot să aibă un viitor strălucit în față și pot să se impună chiar în condiții dificile de piață, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în condițiile în care inflația, iată, erodează puterea de cumpărare a consumatorilor și poate că aceștia sunt mai atenți la modul în care cheltuie decât o făceau cu un timp în urmă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim mult pentru atenție. Așteptăm să ne vedem la următoarea întâlnire. La revedere, toate bune!